Cătălina Diac a reușit 3 clasări pe podium la cea de-a doua etapă a campionatului național Woman Rally, desfășurată la Timișoara. Medieșanca, pasionată de automobilism din echipa Călătorește cu Radu, a obținut locul 1 la clasa 2, locul 2 la mașini cu tracțiune față și locul 3 la general. Rezultatele foarte bune vin în completarea poziției a doua la clasa 2, obținută la etapa inaugurală desfășurată în luna mai la București. Nu mă așteptam la aceste rezultate, deși îmi doream foarte mult și deja după acest loc 1, mă bucur că am reușit să fiu concentrată și am reușit să scot cel mai bun timp. Ai fost pe podium dacă nu greșești și la prima etapă de la București, acum din nou pe podium. Da, și la București am fost pe podium și acum la Timișoara și îmi doresc să ajung pe podium și la Cluj. Etapa de la Cluj o să fie următoarea și sper să mențin poziția, îmi doresc de fapt acest lucru și sper să reușesc. Acesta e obiectivul pentru sezonul în curs, să spunem. Da, acesta este obiectivul pentru sezonul 2023. Cum se explică creșterea ta, să spunem, de la un an la altul, de la o lună la alta? Te-ai antrenat mai mult? Ce faci în plus pentru rezultate mai bune? În plus, aș putea spune că am beneficiat de reparațiile necesare la mașină, care anul trecut nu le aveam. Erau ceva probleme tehnice care între timp s-au remediat. Legat de partea de antrenamente, din păcate, sunt destul de reduse și din cauza locațiilor care lipsesc cu desăvârșire. E multă dorință atunci, sau mai multă dorință, mă gândesc. Este multă dorință, multă ambiție, iar cu antrenamentele care sunt în acest moment, cred că continuăm treaba bună.